și strălucire când tu alătura îmi ești. Fericirea-i când prinde-n părul ploaie și alerg surzând să te-ntâlnesc. Orașul. Orașul și oamenii lui. Oameni care muncesc, se plimbă, râd, suferă, învață, trăiesc. Să oprim și să întrebăm ce gândesc ei despre ei, să întrebăm ce profesie au, dacă sunt fericiți și dacă profesia influențează fericirea. Dacă sunteți fericiți? Da, suntem destul de fericiți. În cei 7 ani de căsnicie... Da, am vrut să arăt și eu totuși că adevărat soțul meu are dreptate. Chiar în cei 7 ani de căsnicie n-am avut nici cât de mică discuție sau... Suntem foarte, foarte fericiți și mulțumiți. Dar am auzit eu greșit sau dumneavoastră ați corectat spunând foarte? Foarte, foarte, da. Am puține emoții. Soțul meu nu este civil, lucrează în MPA, este aviator. Și pentru fiecare clipă trăită departe de el, că noi în București avem emoții, atât eu cât și fetița. Fetița când aude câte un avion, spune tăticul nostru. Sunteți amabil să spuneți și cu ce vă ocupați? Pensionar. Și doamna lucrează și dânsa? Lucrează încă? Lucrează. La ICAM. Da, lucrez la ICAM, sunt dactilograf. Sunteți căsătoriți de mult? După 34 de ani. Mulțumesc, aproape vârsta mea. Iată o foarte... Mai 34 aveți? Nu, am 38, am zis, aproape vârsta mea, mulțumesc frumos. Noi am vrea să aflăm de la diferite perechi de pietoni dacă sunt sau nu fericiți. Noi doi suntem fericiți. Profesiile dumneavoastră au avut sau au vreo înrăurire asupra fericirii, asupra vieții de familie, asupra spiritului de concordie? Nu. Și părerea, doamne? Existau divergențe de părere între noi. Acum însă totul s-a lămurit. Soțul meu e pensionar, stă liniștit acasă și eu muncesc. Amândoi am depășit 30 de ani și la vârsta asta poate, cum vechiul proverb bătrânesc, înțelepciunea vine odată cu anii. Găsesc că, într-adevăr, noi suntem fericiți întru totul. Unii zic, poate se înșală, că dacă nu sunt de aceeași profesie, ar exista anumite disensiuni. Nu cred în această teză. Atunci când există profesii diferite, părerea mea unul exact că trebuie să influențeze în bine chestia asta. Deci profesia nu unește întru totul pe doi care se cunosc sau doi care se căsătoresc, ci din contră caracterele. Câteva luni de când ne-am cunoscut, să zicem că ne-am întâlnit, ne-am plăcut, avem idealuri comune și am considerat că e bine să ne căsătorim. Consider că avem foarte multe coincidențe în caracter, în preocupări, în idealul nostru. Ați fi așa de amar să ne spuneți dacă sunteți sau nu fericiți. Mai ales așa când ești luat prin surprindere, este foarte greu de răspuns la o asemenea întrebare. Ce întrebare? Mi se pare bizar că se gândește asta ca să răspundă la o întrebare ca asta. Eu consideram că ar fi trebuit să răspundă da. Ceea ce mă privește, da, categoric.
consider că nu este cel mai important în viața unui om și mai ales în ceea ce privește fericirea, fiindcă probabil că de asta era vorba. Nu neapărat cel mai important lucru este cu ce se ocupă unul sau celălalt. Cred că relațiile dintre oameni se bazează pe totul altceva, nu neapărat pe profesia. Când se vorbește de dragoste, trebuie să existe și o egalitate din toate punctele de vedere. Nu? Din moment ce ocupația sau profesia partenerului de viață sau a prietenului respectiv este bazată pe... Adică nu comportă nimic necinstit, nimic care contravine moralea, eticea. Consider că nu are niciun fel de importanță. Consider că totuși nu este neapărat necesar ca doi oameni să aibă aceeași profesie ca să se poată înțelege și să existe armonie între ei, mai ales că sunt destul de rare aceste cazuri. Bine. Absolut complet, sunt foarte fericit. Și eu la fel. Sunt fericit în această căsătorie, o considerentul cam pentru cine munci și am și urmași în locul meu. Și eu la fel. Felul cum ne-am conjugat amândoi, profesiile ambele, că sunt totuși diferite, unul la siguranță circulației și altul în secție de învățământ, e destul de bună, educativă, mai ales a familiei și a copiilor care îi avem împreună. Și eu la fel. Ne întrebați dacă suntem fericiți. Este greu să ai certitudinea fericirii. Depinde însă ce înțeleg oamenii prin fericire. De altfel, afirmația sunt fericit cuprinde puțin adevăr, pentru că a fi fericit cu adevărat înseamnă să-ți fi realizat toate năzuințele. Cu toate că asta ar fi destul de plicticos, să nu mai ai pentru ce să lupți în viață. Faptul că soțul meu lucrează la ecarisaj nu mă deranjează, pentru că atâta timp cât profesia nu influențează în rău relațiile dintre noi doi și deci caracterul omului, profesia nu are nicio importanță în ceea ce numim fericire. Dar dacă vă referiți doar la relațiile dintre noi doi, din acest punct de vedere, da. Suntem fericiți. Fericirea ce mi-ai dat-o, am așteptat-o atât de mult. Un fierbinte sărut tu știi-mi dat-o, s-a alinat dragostei cu mult. Fericirea-i când tu mi-apari în cale, pe înserat sub un cer fără nori. Și-am pornit pe cărări ce duc agale, fericirea înseamnă pentru mine că mă iubești și te iubești.